Acum vom deschide cuvântul lui Dumnezeu și aș dori să citim trei versete din Epistola către Evrei, capitolul 13. Evrei, capitolul 13. Versetele 17, 18 și 19. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Rugați-vă pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Mai ales, vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat mai curând. Aici. Am mai stăruit și altă dată în treacăt, când a fost vorba de versetul 7 de la acest capitol, și anume asupra acestor aspecte prezentate de cuvântul lui Dumnezeu cu privire la mai marii noștri. Amintesc ceea ce spuneam atunci pentru a continua șirul meditațiilor noastre, și anume faptul că la o posibilă întrebare, oare în Biserica Domnului Iisus, în adunarea lui Dumnezeu, suntem diferiți? Nu suntem toți egali? N-am fost toți răscumpărați cu același preț, cum se amintea și de dimineață? De ce să fie diferențe între noi, unii mai mari și pe cale de consecință alții mai mici și așa mai departe? Oare cum stau lucrurile? Fără îndoială că dacă ne punem asemenea întrebări, și este bine să ne punem întrebări, dar pe de altă parte este mai bine ca la aceste posibile întrebări să ne aplicăm asupra cuvântului lui Dumnezeu în ansamblul său, și precizez, asupra cuvântului lui Dumnezeu în ansamblul său, pentru ca să căpătăm o învățătură sănătoasă, să căpătăm convingeri ferme cu privire la aspectele pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le pune în față. De aceea voi încerca în continuare, repet, pe baza autorității cuvântului lui Dumnezeu, să vedem cum stau lucrurile cu aceste îndemnuri pe care le-am citit în condițiile adunării. O altă posibilă întrebare ar fi aceasta. Poate că înțelegem că erau mai mari în vremea apostolilor. Cine ar putea oare nega faptul că apostolii Domnului Iisus Hristos reprezentau cu adevărat o autoritate de necontestat în adunările sfinților de la început? De asemenea, poate gândim că și urmașii apostolilor, deci generațiile care au urmat imediat după apostoli, să fi avut și au avut această autoritate în Biserica Domnului Iisus Hristos. Dar oare, într-o vreme de declin, într-o vreme de apostazie pe de altă parte, într-o vreme în care biserica are o mărturie, mă refer la biserica în general, are o mărturie din ce în ce mai slabă în fața lumii, oare asemenea adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu mai sunt valabile? Ne aducem aminte de asemenea că am putut vedea altă dată versetul 8, și anume, Iisus Hristos este același ieri, azi și în veac. Și că biserica sau adunarea lui Dumnezeu, care fără îndoială trece prin diferite etape în drumul ei pe pământ, rămâne în substanța ei, sub autoritatea Marelui Păstor, sub autoritatea Domnului Iisus Hristos, și de asemenea că în biserica Domnului Hristos, rânduielile așezate de la început de Domnul și de Apostol rămân perfect valabile. Pe de altă parte, aș vrea să putem vedea această sintagmă, această expresie mai mari noștri,
în lumina cuvântului lui Dumnezeu și să vedem puțin cum este o abordare omenească sau lumească și cum este înțelegerea Domnului Hristos sau înțelegerea ce vine de la Domnul Iisus Hristos cu privire la această ierarhie, dacă vrem, în adunarea lui Dumnezeu. Am să citesc un text pe care îl cunoaștem cu siguranță, și anume în Evanghelia după Luca, din capitolul 22, Evanghelia după Luca, din capitolul 22, am să citesc câteva versete, începând cu versetul 24. Luca 22, începând cu versetul 24. Între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mic, cel mai mare dintre voi să fie ca și cel mai mic, și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci cine este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă, și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum Tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaune de domnie, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Ce text edificator, cred, pentru o posibilă înțelegere corectă a ceea ce înseamnă să fii mai mare în slujba Domnului Iisus Hristos. Pe câtă vreme apostolii, în faza aceasta de început a slujbei lor de ucenici, sunt, iată, preocupați de ierarhie, cine să fie mai mare. Între ei se iscă cearta cine să fie cel mai mare. Este o preocupare omenească, este o preocupare firească între oameni ca să fie mari, dacă se poate să fie și mai mari, și cei mai mari, și așa mai departe. Deci este o abordare, o înțelegere firească, omenească. Această înțelegere este una rea în ceea ce privește viața de adunare sau de biserică, și în adunarea lui Dumnezeu sau în biserică, fără să fie negată expresia ca atare mai mare, această expresie și credincioșii care sunt în această situație, ei bine, această situație este adusă sub autoritatea și sub principiile Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, vreți să fiți mari? Le-ar spune apostolilor? Ei bine, trebuie să începeți cu a fi cei mai mici, pentru că este o chestiune de slujire. Este o chestiune de a fi la dispoziția credincioșilor. Este o chestiune de a te sacrifica, de a te consuma pentru cei credincioși. Împărații neamurilor, cârmuitorii oamenilor, cei mari în lume, își trag din aceste poziții avantaje personale pentru ei și, din păcate, pentru tot neamul lor, cum se întâmplă astăzi în lume, într-un mod mai mult sau mai puțin fraudulos. E bine, în adunarea lui Dumnezeu, credincioșii care într-adevăr sunt chemați, așa cum vom vedea, să fie mai mari, dacă vrem, în lumina Scripturii, înseamnă să fie gata să slujească, să fie gata să fie la dispoziția credincioșilor, să fie gata să se consume, să fie gata să se smerească înaintea celui care este cu adevărat cel mai mare, înaintea Domnului Iisus Hristos. Sigur că apostolii vor înțelege mai târziu această lecție. Ba mai mult decât atât,
Domnul Iisus Hristos le prezintă încă de atunci întregul tablou și le va spune acestor ucenici că dacă vor împărtăși această învățătură a lui cu privire la ierarhie, la autoritate, la cine să fie sau cum să fie cel mai mare, dacă pe pământul acesta apostolii aveau să, într-adevăr, să sufere, aveau să se sacrifice, aveau să slujească în sensul de a fi în ochii oamenilor ca și cei mai mici, ei bine, Domnul Iisus Hristos le prezintă și partea cealaltă a tabloului. Pentru că uneori chiar ochii credinței noastre se opresc undeva și nu vedem toată perspectiva, și anume că aceia care într-adevăr slujesc Domnului Hristos, aceia care, deși poate în titlu mai mari pe pământul acesta, au înțeles să slujească și să se sacrifice, e bine, Domnul Iisus Hristos le va spune, va veni o vreme când voi, apostolii, ucenicii mei, veți fi cu adevărat mari, dar nu pe pământ, ci în împărăția mea. Veți avea scaune de domni. Vă imaginați-mi asta, se vorbește unor bieți pescari, unul, doi erau mai răsăriți, așa fuseseră perceptor pe acolo, dar oricum, unor oameni simpli, să le spui despre acele tronuri regale, despre acele scaune de domnie. Nu era o chestiune să trezească în ei cine știe ce iluzii, cine știe ce amăgiri. Erau realitățile cerului. Și Domnul Iisus le va spune, ei bine, priviți în perspectivă lucrurile. Și anume că voi, aleșii mei, slujim pe pământul acesta așa cum trebuie, veți fi cu adevărat pe scaune de domnie, veți fi cu mine la masă în împărăția mea. Cu alte cuvinte, vremea aceea care va veni cu siguranță și foarte repede este cu adevărat vremea în care vor fi răsplătite slujbele voastre dacă au fost făcute într-adevăr în sensul acestor învățături ale Domnului Iisus Hristos. Deci iată că această expresie a fi mare sau mai mare în adunarea lui Dumnezeu în sine nu este un lucru rău. Rău este dacă vom aborda, ca să zic așa, acest loc, această slujbă în felul oamenilor. Și trebuie să recunoaștem că în biserica mare, biserica de nume, biserica pe care o cunoaștem și noi, există foarte mult amestec. Și anume că oameni firești, poate uneori oameni neîntorși la Dumnezeu, dar avizi după cine știe ce autoritate în adunare, își arogă această poziție în care nu i-a așezat Dumnezeu de mai mari. Și fac lucrul acesta așa cum spune Petru, îl fac pentru câștig mărșat, inclusiv câștigul moral, care este un lucru urât, mărșat, pentru o slavă deșartă, pentru interese meschine și așa mai departe. Nu aceștia sunt puși de Dumnezeu. Mai apoi, mă aducem aminte că Scriptura ne arată de pildă în epistola către Efeseni și am avut ocazia cu ajutorul lui Dumnezeu să urmărim această epistolă la rând mai multă vreme, miercurea seara. Vreau să citesc doar două versete dintr-un text foarte bine cunoscut și anume epistola către Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 12. Capitolul 4, începând cu versetul 12, unde se spune că el a dat pe unii apostoli și așa mai departe, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Deci Domnul Iisus Hristos așează în adunarea lui Dumnezeu credincioși cu poziții diferite, apostoli, învățători, proroci, evangheliști, păstori și așa mai departe, în această, sau pentru acest scop și anume ca ei să zidească prin harul lui Dumnezeu adunarea. Să aibă grijă ca biserica sau adunarea lui Dumnezeu să primească, pe de o parte, hrana potrivită sau învățătura de care are nevoie,
De asemenea, acest credincios să vestească Evanghelia, pentru ca și alte suflete să cunoască mântuirea lui Dumnezeu. Acești credincioși să păstorească sau să protejeze turma de pericolele din afară și unor de pericolele din lăuntru. Cu alte cuvinte, rostul lor, al acestor credincioși, cum cineva îi numea altădată oameni daruri, sau astăzi oameni cu asemenea daruri, rostul lor era să slujească. Aici este substanța înțelegerii, mari sau mici, rostul fiecărui credincios, într-o poziție sau alta înaintea lui Dumnezeu și în biserică, este ca să slujim, ca să ajutăm pe credincioși la rândul lor să învețe să slujească. Biserica nu este o sală de conferințe unde să venim, să ascultăm cine știe ce mesaje, să ascultăm cine știe ce predici și să putem vedea într-o atmosferă de bucurie, și ar fi bine să fie așa, de sărbătoare pe credincioși. Biserica nu este o sală de conferințe. Biserica se poate strânge cu siguranță la închinare, la zidire, la evangelizare și așa mai departe, dar biserica în substanța ei este chemată să slujească. Cei care sunt mai mult sau mai puțin cu autoritate în adunare sunt chemați cu atât mai mult să slujească, să dea din al lor, să dea din timpul lor, din energia lor, din resursele lor și așa mai departe, pentru a fi puse la dispoziția adunării, pentru ca adunarea într-adevăr să fie zidită, adunarea să crească, adunarea să fie, repet, ocrotită de slujbele din, de ispitele din afară. Pe de altă parte, această, repet, poziție, pentru că aici este vorba de diferențe în slujire, diferențe în responsabilitate. În ceea ce privește mântuirea noastră înaintea lui Dumnezeu, așa cum spuneam mai devreme, suntem absolut egali. Același preț, aceeași mântuire o primim prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Aici nu este vorba că pentru unul s-a dat mai mult sau pentru altul s-a dat mai puțin. Pentru absolut toți dintre noi s-a dat absolut același preț, și anume Domnului Iisus Hristos, jertfa Lui. Dar pe terenul slujirii, pe terenul mărturiei, lucrurile sunt diferite. Cum spunea și Domnul Iisus Hristos, unui slujitor i s-au dat 10 talanți, altuia 5, altuia 2, altuia 1. Așa a decis stăpânul. Sunt competențe diferite, sunt slujiri diferite și rostul și chemarea fiecăruia dintre cei care primesc o slujbă sau alta este ca în dreptul lui să se achite 100% de responsabilitatea pe care o are. Cel cu 10 talanți, așa cum spunea Domnul Iisus, se duce în negoț, lucrează, se ostenește și până vine stăpânul lui, dublează această sumă. Cel cu 5, cel cu 2 și așa mai departe, numai cel care spune cuvântul primește unul, așa cum știm, nu îi pune în lucrare și aceasta este considerată ca o culpă, ca o vinovăție. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia în parte, în felul lui, un dar de slujire. Și în dreptul nostru este bine să putem să împlinim rostul nostru de a sluji Domnului Hristos, repet, după darul pe care l-am primit. Nu toți pot fi învățători în adunarea lui Dumnezeu, n-au darul acesta. Nu toți pot fi evangheliști, n-au darul acesta. Nu toți pot fi păstori ai adunării, n-au chemarea și n-au darul acesta. Nu toți pot fi cârmuitori în adunare, în sensul de a avea darul de cârmuire și așa mai departe. Diaconii au darul lor, chemarea lor și fiecare credincios, repet, potrivit cu darul pe care ne-l dă Dumnezeu, suntem chemați să slujim. Aceasta dă și frumusețe și aceasta ne amintește de ceea ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielii, al lucrurilor așezate la locul lor, al lucrurilor așezate în ierarhia lor, nu omenească, ci în adunarea lui Dumnezeu, o ierarhie cerească. Pentru că apostolii au înțeles de la Domnul Iisus Hristos și mai apoi prin revelație divină că era stringent necesar că în toate bisericile nou formate să fie așezate autorități de cârmuire. Apostolii sau frații care vesteau Evanghelia, Pavel, Barnaba, Petru și așa mai departe, vesteau Evanghelia o vreme într-un loc, după aceea, fie din pricina prigonirilor, fie din alte pricini, frații aceștia plecau. Dar nu plecau lăsând totul, iertați-mă, baltă.
frații aceștia aveau pe inimă responsabilitatea aceasta între altele, așa cum se spune de pildă în Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 23, când Pavel și Barnaba vestesc Evanghelia în Asia Mică, cuvântul ne spune că au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Vestiseră Evanghelia în Iconia, în Listra, în Derbe și așa mai departe. Apostolii vor fi prigoniți, vor fi nevoiți să părăsească aceste ținuturi, însă ei au această responsabilitate apostolică. Bisericile nou formate să nu fie lăsate, eu știu, oricum. Cu alte cuvinte, se vor descurca ei. O să-i ajute Dumnezeu. Vor găsi metodele necesare. Nu! Asta este dezordine. Și deseori dezordinea aceasta prevalează în multe adunări. În multe adunări. Lasă că vom fi lucruri, nici să fie unul mai mare, altul mai mic, de ce să fie, lasă, o vedea noi, ne dă Domnul. Este o chestiune mistică ce nu are nicio căutare pe terenul lui Dumnezeu. Să spune, Doamne, ne rugăm, o să lucrezi Tu, o să faci, o să vrei, dar când este vorba de responsabilizare și de responsabilitate, lucrurile stau altfel. Pentru că frații, cum se spune aici, au rânduit prezbiteri, aceste autorități care să vestească mai departe cuvântul, aceste autorități ale fraților care să aibă grijă de bisericile nou formate și lucrarea aceasta se face, cum am citit, după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Acestea sunt rânduielile Noului Testament. Repet, nu hazardul, nu misticismul, nu dezordinea, nu lăsarea la orice, la îndemâna, eu știu, întâmplării, lucrurile în adunare. În adunarea lui Dumnezeu trebuie să fie rânduială, așa cum ne spune cuvântul, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielii, al lucrurilor așezate după poruncile Lui, al lucrurilor așezate în ascultare de Domnul Iisus Hristos. Pe de altă parte, mă amintesc de un alt text, și anume că cuvântul ne spune despre această slujbă de cârmuire, de păstorire. Nu toți frații care au diverse daruri, pe care le-am amintit, sunt și abilitați, sunt și chemați de Dumnezeu să exercite păstorirea sau cârmuirea în adunarea lui Dumnezeu. Pot fi evangheliști de excepție și Dumnezeu le-a dat câmpul acesta, dar s-ar putea să nu fie păstori potriviți pentru adunarea lui Dumnezeu și așa mai departe. Dumnezeu rânduiește însă în acest context al faptului că El este un Dumnezeu al rânduielii ca păstorirea adunării să fie și ea o slujbă de asemenea cu o mare încărcătură duhovnicească, cu o mare responsabilitate. Accentuez încă o dată. A fi sau a nu fi recunoscuți frații mai mari noștri este funcție de slujba pe care Dumnezeu le-a dat-o să o împlinească. Și așa cum vom vedea pe cine așează Dumnezeu în această slujbă, e bine, frații aceștia pe care îi recunoaștem, că Dumnezeu le-a dat responsabilitatea aceasta să păstorească adunarea lui Dumnezeu, e bine, frații aceștia trebuie să aibă din partea Domnului, între altele, și darul de cârmuire. Și în viața civilă, nu oricine poate să fie, nu știu ce, mare șef sau director undeva, trebuie să ai o anumită calificare, o anumită competență. Poți fi un excelent specialist, dar poți fi în același timp să nu fii în stare să conduci o echipă de 2, 3, ce să mai zic, de mii de oameni. Este vorba de o altă competență. Cu atât mai mult pe terenul adunării lui Dumnezeu, Dumnezeu a rânduit credincioși care să aibă acest dar de păstorire și de cârmuire și adunarea ar trebui să se simtă binecuvântată atunci când recunoaște cu adevărat un asemenea dar venit de la Dumnezeu, nu pretenții, nu agresiunea ale oamenilor firești, ci, repet, acele slujbe cu autoritate care vine de la Dumnezeu.
De pildă, în Romani, capitolul 12, versetul 8, și spune așa: cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cu alte cuvinte, a cârmui în adunarea lui Dumnezeu în sensul Scripturii nu este o poziție de șefie, de autoritarism, de eu știu, de mândrie omenească, ci este vorba, repet, de responsabilitate și de continuitate. Dacă ai o responsabilitate în lumea civilă, nu te duci odată sau de două ori pe lună să vezi cum mai merg lucrurile. Vai de instituția unde să fii acolo, șef. Acolo, în general, trebuie să fii primul la serviciu și să pleci ultimul. Cam asta înseamnă, cum spun oamenii, leadership-ul adevărat. Prin felul acesta, între altele, oamenii recunosc, da, este cineva care ne conduce cu adevărat, știe despre ce este vorba, este prezent în mijlocul nostru, cu cât mai mult în adunarea lui Dumnezeu. Eu fac aceste paralele nu să tragem concluzii greșite. Eu fac aceste paralele pentru ca să înțelegem că dacă oamenii lumii au asemenea înțelegere, e bine, cu cât mai mult oamenii lui Dumnezeu trebuie să aibă înțelegerea rânduielilor în casa lui Dumnezeu. Pe de altă parte, în Romani, capitolul 12, în versetul, pardon, în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28, se spune, între altele, lucrul acesta. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Și Dumnezeu, atenție, a rânduit în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și așa mai departe. Și aici apostolul, prin inspirația lui Dumnezeu, ne face cunoscută această ierarhie, întâi apostoli. Ca ei nu au mai fost alții. Și apostolii au avut această autoritate din partea lui Dumnezeu să deschidă calea creștinismului. Așa cum știm, urmărim cu ajutorul lui Dumnezeu duminica seara Cartea Faptelor Apostolilor și cred că ne impresionează de fiecare dată această expansiune a cuvântului lui Dumnezeu, această lucrare de anvergură, această lucrare de pionerat a apostolilor Domnului Iisus Hristos, când practic ia naștere și se extinde Biserica Domnului Iisus Hristos pe pământ. Repet, ca ei n-au fost și nu vor mai fi alții. Întâi apostoli, apoi proroci, aceia care descopereau și tălmăceau cuvântul lui Dumnezeu. Nu e vorba de prorocii Vechiului Testament, era vorba de frații din biserică, aceia care până a fi cuvântul lui Dumnezeu scris în întregime Noul Testament, e bine, oamenii aceștia, prin inspirație, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, traduceau, dacă vrem, scripturile Vechiului Testament la realitatea bisericii. Era atâta nevoie de prezența prorocilor, pentru că spune cuvântul Dumnezeu că biserica este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor. Sigur, Domnul Iisus Hristos fiind temelia de bază. Întâi, al doilea și așa mai departe. Ce vreau să subliniez aici? Această ordine, această rânduială pe care Dumnezeu o așează în bisericile sfinților. Aceasta este învățătura cuvântului lui Dumnezeu, învățătura Noului Testament. Acum, dacă ar fi vorba să punem o întrebare, bine, în vremea noastră, cum să recunoaștem pe acești credincioși pe care Scriptura îi numește mai mari voștri? Aici trebuie să avem o privire duhovnicească. Oamenii firești se uită la ce izbește firea pământească, la ce izbesc ochii. Și dacă unul, cine știe, e mai cu gura mai mare, iertați-mi expresia, mai intruziv, mai impulsiv, mai în față, așa, credem că preapărat trebuie să fie mai mare. Sau dacă cine știe ce patalamale omenești are la îndemână, este mai mare. Nu! A recunoaște cu adevărat această autoritate a Scripturii mai mari voștri, aici sunt date argumente și criterii spirituale și morale. Eu aș vrea să citesc, nu este vremea acum să stăruim, deși ar fi foarte potrivit pentru noi și de asemenea
doresc ca să nu trecem așa de ușor peste lucrurile acestea, pentru că am convingerea că nu sunt bine înțelese de către toți. Că în continuare se fac confuzii. Că în continuare vehiculăm sau folosim noțiuni despre care nu știm cum sunt prezentate în Cuvântul lui Dumnezeu și de aceea mi se pare potrivit să insistăm și asupra acestor lucruri. Repet, cum să recunoști? Scriptura ne dă suficiente criterii pentru ca într-adevăr în adunarea lui Dumnezeu și în adunările sfinților să recunoaștem pe frații care au această slujbă și această responsabilitate. Am să citesc un loc foarte bine cunoscut, nu mă îndoiesc, și anume din 1 Timotei, capitolul 3, doar citesc, nu este vremea, repet, să stăruim asupra acestui text, 1 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1 și aș dori să fim atenți măcar la lectura textului. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 1, care spune așa: adevărat este cuvântul acesta. Dacă râfnește cineva să fie episcop sau privighetor sau prezbitor, se spune sub sol, dorește un lucru bun, dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Ce solemn cuvânt al lui Dumnezeu! Altădată mi-aduc aminte în adunare, chiar în adunarea noastră s-a stăruit mai în detaliu, poate vom face și altădată, dacă Dumnezeu ne va îngădui, asupra acestui CV, dacă vrem, asupra acestor competențe morale și spirituale pe care trebuie să le aibă un credincios ce este chemat de Dumnezeu și recunoscut de adunare la o slujbă de priveghere, de păstorire, de cârmuire și așa mai departe. Cine își dorește dintre credincioși, cuvântul spune că nu dorește un lucru rău. Dar aceste dorințe ale cuiva care sunt puse în fața adunării, poate le pun ei înșiși, poate le pun alți frați, care consideră fratele cu tare, considerăm că ar putea fi potrivit pentru lucrarea de păstorire sau de cârmuire. Și adunarea ce zice? Adunarea verifică sau trebuie să verifice prin prisma cuvântului lui Dumnezeu caracterul acestui om. Vai de adunările care își pun în fruntea lor oameni fără caracter, oameni fără aceste calități care nu sunt exhaustive, sunt doar un rezumat al calităților, dar care definesc un profil spiritual și un profil moral în familie, așa cum am văzut, în biserică, în societate. Lucrurile acestea merg împreună. Cum se spunea și altădată în diferite împrejurări. Sigur că unii par foarte, eu știu, credincioși în adunare, par foarte în regulă, dar acasă, în casa lor, deseori, este neorânduială, este tiranie, sunt aspecte de mânie, de pedepse și așa mai departe, profil moral. Nu poți să ți-l croiești unul pentru adunare, unul pentru acasă, unul societate. Iar în societate ce să mai spunem? Nu, el trebuie să fie absolut același. Cine nu te recunoaște în familie, în adunare și în societate ca fiind un om onest și credincios înaintea lui Dumnezeu, e bine, acești oameni n-au ce căuta să cârmuiască adunarea lui Dumnezeu, că dacă o fac, vai de adunarea care are
în ea oameni de o asemenea talie. De asemenea, tot Apostolul Pavel ne mai adaugă unele trăsături, repet, morale și de caracter și spirituale în epistola lui Pavel către Tit, în capitolul 1, începând cu versetul 7, sunt unele lucruri care se repetă, dar sunt unele lucruri noi. În Tit, capitolul 1, versetul 7, spune așa, chiar începând cu versetul 5, aș vrea. Te-am lăsat în Creta ca să pui rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi presbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși, care să nu fie înviniți de destrăbălare sau neascultare, căci episcopul ca econom al lui Dumnezeu trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe protivnici. Uneori noi credem că în adunare așa frații care au anumite responsabilități trebuie să fie așa, niște oameni de paie, așa. Orice vine din afară, oameni agresivi, oameni care, eu știu, vor să vină cu altă învățătură, poftiți fraților, nicio problemă, ne iubim cu toții, sunteți frații noștri și vai și amar. Nu așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Asta este o abordare pe care spuneam, emoțională, umanistă, greșită. Deci, între alte calități, în ceea ce privește slujba, în adunarea unui păstor, a unui priveghetor, iată că se subliniază și nu întâmplător și aceste cel puțin două lucruri. Întâi de toate să fie în stare sau capabil să dea o învățătură sănătoasă. Poate predica publică, dar îi spune un cuvânt care aș vrea să mă adică, să sfătuiască. Cu alte cuvinte, când are grijă de credincioșii din adunare, fie de o manieră publică, fie de o manieră pastorală, credincioșii se poată găsi la un asemenea frate sau la acești frați o bună învățătură, pentru că lumea este plină de erezii, lumea este plină de rătăciri și frații aceștia trebuie să aibă competența aceasta pe care o primesc de la Dumnezeu să poată să prezinte credincioșilor o învățătură sănătoasă, echilibrată. Învățătura întreaga cuvântului, pentru că vine un frate ce spune acolo și rupe așa din context cât un verset și îl generalizează la toată Scriptura. Deci o calitate sau o responsabilitate pe care trebuie să înțelegem, să ne o asumăm și să o exercităm. Aceia dintre noi care se vor feri să spună învățătura sănătoasă, eu știu de teamă că cine știe ce s-ar întâmpla, nu spun, când spun învățătura sănătoasă, spun învățătura cuvântului lui Dumnezeu de o manieră explicită, clară, fără confuzii. Și un al doilea lucru care se menționează între altele aici este un lucru care iarăși ar putea să ne surprindă. Să fie în stare să înfrunte pe protivnici. Dacă păstorii sunt oameni slabi și sunt destui astăzi, adunarea lui Dumnezeu este ca un staul fără garduri. Oricine poate veni, fraților, îl iubim, nu-l spune Scriptura să iubim, fac o precizare. Scriptura spune așa, să avem dragoste față de frați, inclusiv cei care au anumite îndoieli, anumite slăbiciuni, să iubim pe oameni și să ne depărtăm de dezbinatori. Să ne depărtăm de dezbinatori. Aici nu cape nici iubirea, nici dragostea, nici ura. Te depărtezi, n-ai nicio legătură cu cei care aduc învățătură stricată sau se comportă în adunarea lui Dumnezeu prin dezbinare. Închid paranteza. Să fie în stare să înfrunte pe protivnici. Adunarea nu poate fi lăsată dacă ești un om responsabil, dacă îți înțelegi menirea. Nu poate fi lăsată la îndemâna oricui vine cu cine știe ce nerozii sau cu cine știe ce învățături abătute. Trebuie să fii atent la ce se spune în adunare și ca să fii atent trebuie să fii prezent în adunarea lui Dumnezeu. Și atunci când, de pildă, vine cineva sau ar putea veni cineva care
ar putea părea un om de bine și după ce spune poate un lucru eronat, trebuie corectat public. Și adunarea să știe că nu aceea este învățătura. Am mai dat exemplu și în împrejurări, exemplu din fapte 15, când în Antiohia o adunare solidă, o adunare puternică, o adunare misionară, e bine, vin și acolo, pentru că nu cruță despinatorii, nu cruță nicio adunare. Vin și acolo, frați de la Ierusalim, chipurile trimiși de apostoli, nu erau trimiși de apostoli, dar ei vin acolo cu emfază. Suntem de la biserica din Ierusalim. Și părea că în Antiohia o biserică de provincie, vieții frați o să, cum spune român, o să cadă la pământ și o să, așa, le dea toată cinstea, fără îndoială. Că la început, frații de acolo i-au lăsat să vorbească, i-au invitat poate să vorbească, era în obiceiul fraților. Și când au văzut că oamenii aceștia veneau cu altă învățătură, spuneau, mântuirea aceasta e bine așa, dar trebuie să ține și legea lui Moise, obiceiului de legea, tăierea împrejur, sabatul și toate cele, ce ar fi putut spune Pavel și Barnaba? Zic, măi, fraților, pentru că vă iubim, pentru că trebuie să fim așa, nu ne certăm așa, poate aveți și voi dreptate, hai să mai vedem, mai lăsăm și noi de la noi, mai pune și voi de la voi, sau mai lăsați și așa mai departe, și poate scoatem cumva o teologie care să se adapteze și la Ierusalim, și la noi, și în altă parte. Ce s-ar fi întâmplat, mă întreb, cu creștinismul, dacă frații aceștia n-ar fi stat, cum spune Scriptura, împotriva lor? Și frații aceștia le-au replicat clar că învățătura lor este una nu a apostolilor, este nu una a Scripturii și a adunării, ci este învățătura bătută și pentru ca să rezolve problema, așa cum știm, i-au ajuns până la această autoritate apostolică de la Ierusalim și Dumnezeu le-a dat dreptate fraților care au fraților de la Antiohia, care propovădeau mântuirea prin jertfa Domnului Iisus Hristos, atât și nimic mai mult, să fie în stare să înfrunte pe protivnici. Sunt, nu intru în detalii, timpul s-a scurs, sunt din păcate aspecte atât de grave, atât de neplăcute, atât de jalnice în adunările sfinților, în care fie oameni firești și-au întronat acolo o autoritate omenească, un despotism omenesc, oameni neduhovnicești, oameni care stau cu Biblia în mână, dar n-au pătruns niciodată Duhul Scripturii, fie credincioși care acceptă absolut orice, fie, eu știu, prezbiteri locali care n-au niciun cuvânt, se dovedesc slabi, se dovedesc neînstare pentru a sta împotriva celor care, eu știu, aduc turburare în adunare. Dumnezeu să ne ajute să putem reflecta, pe de-o parte, la ceea ce ne spune, repet, cuvântul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, așa cum poate vom reuși să continuăm textul, dacă Dumnezeu ne ajută, să prețuim dacă în adunarea în care ne aflăm Dumnezeu ne-a dat învățătura Lui curată, dacă Dumnezeu ne-a dat frați care să se ocupe de această învățătură și de păstorirea în limitele voiei Lui Dumnezeu, dacă sunt frați care își asumă responsabilitatea și ocara lumii, fără îndoială, stând la spărtură împotriva celor care vor să facă rău, Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm pentru frații aceștia, pentru că așa cum vom vedea, este o slujbă foarte, foarte grea, extrem de stresantă, extrem de dificilă. De aceea cuvântul spune în textul pe care l-am citit, rugați-vă și pentru noi. Rugați-vă pentru frați, rugați-vă pentru adunare și îndeoseb rugați-vă pentru frații cei mai expuși în fața celui rău, în fața celor răi și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.